Cum ar trebui să arate un uscător de păr ideal? Să nu consume curent și să aibă cât mai multe accesorii. Acum să nu consume curent, nu știu dacă există vreunul. Doar vântul de afară te poate usca pe păr fără să consumi curent și soarele, dar uscător de păr cu multe accesorii există. Doar că dacă iei unul cu multe accesorii, o să plătești foarte mult pe el și nu toată lumea vrea să-și facă acasă un salon de coafură. Vă prezint în continuare câteva lucruri despre un uscător de păr destinat utilizării casnice. Se numește Remington Compact D5000, o Remington 1800. Sub această denumire se mai găsește de vânzare online pe diferitele magazine. 1800 vine probabil de la faptul că are un motor de 1800W. El are 3 nivele de căldură și 2 trepte de viteză. Primul nivel de căldură este unul destul de slab, doar puțin te încălzește. Al doilea este denumit economic, probabil este un compromis între consumul de energie electrică și căldura pe care o degajă. Al treilea nivel este foarte puternic și îți uscă părul foarte repede. Asta depinde și de ce lungime are părul tău. Tot pentru a usca părul destul de repede și pentru a imprima oarecare precizie în uscare și în concentrarea aerului cald, are și o duză sau un concentrator, un accesoriu care se pune pe vârful lui și poate să-ți concentreze căldura mai mult într-un anumit loc. Iar dacă nu dorești să-l păstrați tot timpul în cutie, aparatul are o buclă de agățat care poate fi agățat într-un cui în baie sau în alt loc unde doriți să-l păstrați. O altă caracteristică importantă a acestui uscător de păr este faptul că are o grilă de admisie detașabilă la spate. Ea poate fi luată și curățată ușor dacă se adună cumva acolo scame în decursul anilor probabil. Mai multe detalii despre acest uscător de păr am trecut într-un articol pe care l-am publicat în blogul nostru macrostandard.ro. Linkul către acest articol am trecut în descrierea acestui film și vă rugăm să-l accesați, deoarece pe măsură ce vom folosi uscătorul de păr vom fi în măsură să adăugăm în articol mult mai multe detalii despre el. Față de informațiile standard pe care vi le-am prezentat acum și pe care le avem culese strict la momentul la care l-am despachetat. Și tot în descrierea acestui film am trecut și un link către o secțiune din site-ul nostru macrostandard.ro de unde vă puteți alege un alt uscător de păr, mai ieftin sau mai scump, cu mai puține sau mai multe accesorii.